Telefoanele mari au intrat de-a dreptul în inimile consumatorilor. Astăzi avem chiar și iPhone-uri mari. Însă, în afară de faptul că poți privi clipuri de pe YouTube ca în fața unui televizor, alte lucruri care să profite de astfel de ecrane nu prea sunt. Astăzi, în schimb, îl avem pe Samsung Galaxy Note 4, a patra generație a primului tablet apărut vreodată, care nu s-a obosit să demonstreze utilitatea unui astfel de ecran. Cel mai dezamăgitor lucru pe care îl avea Note 3 de anul trecut era exteriorul. În întregime de plastic, pe margini unul vopsit în culoare aluminiului, pe spate în textură de piele cu o cusătură fake și care dădea o senzație foarte stranie, iar peste câteva luni mulți auzeau scârțieturi în întreg telefonul. Anul acesta nu avem schimbări radicale, dar ceea ce s-a făcut a fost spre bine. Acum metalul înconjoară întreg telefonul, iar diferența se simte al naibii de tare. Note 4 este mai greușor, mai bine asamblat, butoane la fel plăcute, iar lateral metalul este vopsit în culoarea telefonului. O alegere așa mai deosebită, poate nu prea la varianta roz. Pe spate avem în continuare plastic texturat sub piele, dar care de data aceasta este un soft touch. Textura încă sub semnul întrebării, dar la atingere măcar e plăcută. Tot aici a fost mutat și speakerul, ce-i drept nu are cea mai ideală poziționare. În general, toată ideea seriei Note se bazează pe câteva criterii care se îmbunătățesc cu fiecare an. Baterie, display, putere maximă și multitasking. Luându-le pe rând, autonomia lui Note 4 este ceva unic. Pe lângă faptul că avem o baterie mare, mai e și detașabilă. Poți să ai una de rezervă cu tine, ai schimbat-o și, tadam, încă 2 zile de lucru. Încă un mare avantaj este și acest Quick Charger, care poate încărca o baterie atât de mare pe jumătate în doar 30 de minute. Iar dacă situația e critică, există Ultra Power Saving Modul. Toate aceste performanțe trebuie apreciate și pentru că această baterie ține aprins un Quad HD Display. Aici avem unul de 5,7 inci, așa cum ne-a obișnuit Samsung, de tip AMOLED. Ceea ce înseamnă culori vibrante, contrast peste tot, nimic nou, însă detalizarea este wow. Dar iarăși nu mi-a creat acea senzație pe care am avut-o la LG G3. Poate pentru că atunci am văzut pentru prima dată un Quad HD. Însă dacă ar fi să ne uităm la noul concurent iPhone 6 Plus, acest ecran este cu 22% mai detaliat. Ca și orice Galaxy Note, al patrulea este un monstru când vine vorba de putere. Aici avem un procesor octa-core echivalentului Snapdragon 805, pe lângă asta adăugăm 3 GB de RAM și un procesor grafic Mali, care este cu 70% mai rapid decât cel de anul trecut. Așa cum era de așteptat, totul rulează fără nicio ezitare. Și desigur, toată această putere este necesară pentru următorul avantaj al lui Note 4, și anume multitasking-ul. Note 4 este primul și unicul smartphone cu ecran mare care într-adevăr profită de aceste dimensiuni la maxim. Împreună cu S Pen-ul, care e în continuare prezent și la a patra generație și e de 2 ori mai sensibil ca la Note 3 apropo, poți face lucruri inimaginabile pentru un smartphone. Dacă să mergem pe hardcore, pe un ecran eu pot să stau cu toate rețelele de socializare aprinse. Facebook și Instagram într-o parte, iar apoi în pop-up-uri mici Gmail-ul și un player. Sau într-un scenariu mai rău, poți vedea care e situația pe piața valutară în timp ce faci careva cumpărături online. Partea interesantă este că aceste aplicații nu sunt pur și simplu afișate. Ele sunt active chiar și atunci când sunt ascunse. Dacă tot e Note, păi notițele sunt mereu la îndemână. Poți transforma textul din imagine într-un text utilizabil sau poți face notițe direct pe un print screen. Unicul lucru care încurcă la utilizarea S Pen-ului este butonul Home. Chiar dacă Samsung păstrează mereu tradiția acestui buton fizic, cred că ar fi timpul să fie scos. Din fericire, găsim opțiunea de activare a butoanelor pe ecran. Asta ajută și la manevrarea telefonului cu o singură mână. Pe sistem avem bătrânul și enervantul TouchWiz, deasupra lui Android 4.4.4, iar în curând urmează să ajungă și a 5-a versiune de Android Lollipop. Din păcate, oricâte Android-uri nu ar apărea, el mereu va rămâne umplut cu o grămadă de chestii. Pentru unii utile, pentru alții nu. Dar decizia va aparține. Avem și S Health împreună cu sensorul de măsurare a pulsului și scannerul de amprente. Pe scurt, tot ce s-a adunat timp de un an, Samsung a băgat aici. Asta, din fericire, nu influențează rapiditatea sistemului. Dar pentru ca să înțelegeți cât de aglomerat este TouchWiz-ul, vă spun că 2 GB din memorie operativă o consumă doar sistemul. Un aspect interesant este camera. 16 megapixeli, un senzor de imagine foarte larg, regim HDR instantaneu, dar nu e atât de wow după cum au lăudat-o toți. Asta poate nu din cauza opticii, cât din cauza softului de procesare a imaginii, care încearcă să netezească totul, dar rezultatele sunt neclare.
Atuul totuși este la video. Aici putem filma 4K cu stabilizare optică și lăsați-mă să vă spun. Dacă vreți o cameră video bună, care să mai fie și un smartphone performant, păi asta de pe Note 4 e bestială. Puteți filma totul la super calitate cu o stabilizare pe măsură. Cine știe, poate și vreun homemade video ceva. La sfârșitul zilei pot spune că Note 4 e cel mai bun smartphone din punct de vedere al productivității. E un smartphone pentru userii care le place să-și chinuie telefoanele. Urmează să vedem dacă Nexus 6 îi va face față, acesta are și el specificații de top, display Quad HD, metal pe margini, dar nu sunt sigur că e atât de flexibil ca Note-ul. Nu ai cum să nu apreciezi posibilitatea de a schimba instantaneu bateria, care și așa e mare, plus mărirea capacității de stocare cu un microSD de până la 128 GB, plus toată puterea pe care o are, plus multitasking-ul, care îți permite să te plimbi de pe o aplicație pe alta, concomitent, pe același ecran și, desigur, camera video. Absolut totul în acest device a fost împins la maxim. Tot ce le-a rămas celor de la Samsung este să mai schimbe design-ul. Poate acoperă totul în aluminiu, poate se izbăvesc de butonul Home, dar poate și de TouchWiz. De fapt nu, asta nu se va întâmpla degrabă. Cam asta a fost totul pentru azi. Noi vă mulțumim pentru atenție, nu uitați de like-uri, subscribe-uri și în comentarii vă rog să lăsați părerea despre acest device. Eu vă urez sărbători fericite, cu voi a fost Vico, toate bune!